Și tatăl, exact ca și mama, este la fel de important și are exact același aport în viața copilului, chiar dacă lucrurile nu se întâmplă pe același palier. Implicarea tatălui în activitățile zilnice, mă refer acum la schimbarea scucilor, trezirea noaptea, eu las pe mama să doarmă 2 ore. Sunt Adriana Boroș, fondatoarea al Clubului Părinților Conștienți, consilier educațional și parental. Eu mă numesc Mușnoi Maxim, sunt psihoterapeut de orientare psihanalitică. Definiția unui părinte nu se schimbă în funcție de gen. Definiția părintelui este aceeași. Că da, tatăl nu poate alăpta, de exemplu, dar poate să aibă alte contribuții cu copilul prin care să se conecteze și prin care să creeze acel spațiu de siguranță de care copilul are nevoie. Începând din perioada în care femeia este gravidă, este însărcinată cu acel copilaș, tatăl are rolul de a construi un fel de leagăn, cumva, de sprijin, un fel de spațiu în care femeia se simte protejată. Protejată, în primul rând, că poate să aducă cumva în siguranță un copil pe lume, care, la fel la rândul lui, se simte sigur. Tatăl după naștere, cumva, el cu siguranță încearcă să-și mențină aceeași datorie cumva de a-i oferi cumva un sprijin emoțional mamei, ca ea să poată cumva să supraviețuiască în ceva nou până la urmă pentru dânsă. Acum, de-a lungul timpului și în ultima perioadă, societatea noastră s-a schimbat destul de mult și lucrurile s-au mai nuanțat. Implicarea taților a devenit mult mai mare față de cum se întâmpla cum arătau lucrurile acum 30 de ani. Tații sunt mult mai activi inclusiv în viața casnică, sunt mult mai activi în relaționarea cu copii, petrec mai mult timp cu ei, duc mai mult afară, îi mai vezi pe la grădinițe, îi mai vezi pe la petreceri. El cred că în momentul de față rolul tatălui este în plină metamorfoză și cumva bărbații cunosc acum o redimensionare a ceea ce înseamnă părinte în ziua de astăzi. Din cauza că mamele petrec foarte mult timp cu copiii, apare această credință a mamei că ea face lucrurile mai bine. Și atunci începe să fie cea care direcționează inclusiv modul în care interacționează tatăl cu copilul, crezând că ceea ce face ea este corect și este unica variantă prin care un părinte ar trebui să interacționeze cu copilul. Ceea ce se întâmplă este că din partea tatălui apare foarte multă frustrare. La un moment dat poate să apară inclusiv, incapacitatea de a comunica cu copilul sau poate nu-și dorește să mai comunice cu copilul sau se simte ineficient în comunicarea cu copilul și atunci el începe să se depărteze sau să lase din ce în ce mai mult acest rol în seama mamei. În al doilea rând, tatăl cumva se simte, trebuie să se descurce cu propria frustrare care cumva îl face, vrem noi sau nu vrem, să se simte dat la o parte din acea relație, din relația cu mama, pentru că mama în mare timp își petrece alături de copilaș și tatăl trebuie să fie destul de creativ ca să suporte această frustrare. De fapt, au nevoie să își seteze un pic limitele între ei ca și cuplu. Adică relația mamei cu copilul este relația mamei cu copilul, relația tatălui este responsabilitatea tatălui. Și de cele mai multe ori noi mamele nu reușim să dăm acest spațiu taților de a-și crea propria lor relație cu copiii. Pentru că, inclusiv din experiența mea personală, ceea ce am observat eu este că în momentul în care am putut să fac un pas în spate și să las pe tatăl propriul meu copil să aibă o relație cu copilul așa cum consideră el, fără să cred că eu dețin adevărul absolut, lucrurile au început să se îmbunătățească. Și atunci experiența pe care o are cu mama și experiența care o are cu tata, deci pot să fie diferite, dar în același timp pot să fie foarte importante pentru dezvoltarea lui holistică, cum ar veni, adică să-și dezvolte inclusiv partea feminină care există în toți și inclusiv partea masculină care există în fiecare dintre noi. Atunci, rolul ăsta cumva e aparține tatălui de a-i crea cumva o lume interioară copilului, de a putea să interacționeze cu ceea ce se întâmplă în exteriorul lui. Mă refer acum la orice alte relație care e dincolo de relația cu mama, e relația cu copiii, relația cu grădinița. În momentul în care interacționăm cu
mama sau cu tata dintr-un cuplu, se întâmplă, vedem anumite lucruri, vedem anumite comportamente, vedem anumite atitudini, vedem anumite abilități, vedem anumite viziuni asupra vieții. Și copilul, în momentul în care interacționează cu unul sau cu celălalt, începe să internalizeze din ambele părți lucrurile care le regăsește până la urmă, se regăsesc cumva în interiorul lui și pe care le aliniază cu ceea ce vede în exterior. Rolurile părinților nu se schimbă nici atunci când avem părinți, avem familii cu părinți de același gen. Unul dintre părinți își va asuma anumite roluri și alt părinte își va asuma alte roluri în funcție de dispoziția lui internă, în funcție de nevoile și dorințele pe care le are, în funcție de caracterul sau personalitatea pe care le are.